standardul domn sau doamnă. Fie că este de companie, fie că este de viață, fie că este pentru totdeauna, fie că este până când moartea ne va despărți. Este standardul domn, doamnă. Nu ne sau domn. Sau doamne, că na, fiecare acum au și, există și persoane cu personalitate multiple și trebuie să ne includem și pe ele. Da? Preșul nu are sexual, nu are apartenență la gen. La fel și standardul sexual. N-are sens. Bun. Ăștia, fie că sunt de companie, fie că sunt cu domne, doamne generoase, domn generos și whatever, fie că sunt de o noapte, fie că sunt de 5 minute, fie că sunt de o cafea, fie că sunt pentru totdeauna, fie că sunt până când moartea ne va despărți, standardul de a fi domn și doamnă este standard. Cu cine se potrivesc aceștia? Cu cei din standardul lor. Noi nu avem ce să căutăm la ei.